Mirul turnat pe capul lui Iisus. Pagina zicură 9:56. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare, femei? I-a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce-a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Amin. Amin. Luați locul. Vă mărturisesc că având în vedere această trecere inexorabilă, adică de neoprit a timpului, auzind marele drame care se întâmplă lângă noi. Tată tânăr, nu? Tânăr. Acum spun că tânăr. La 43 de ani ai mei, de un frate la 50 de ani care este în prag unde îmi trece din viața asta și de-a rămâne copii orfan și de-a rămâne o văduvă. Deci, având în vedere trecerea aceasta a timpului, uitându-mă la copilașii mei, cresc ca din apă, avem noi românii vorba ca din apă, uitându-mă la pei cărunți ai dată cu mereu, face 70 de ani în februarie. Implicați în și lucrarea lui Dumnezeu, văzând problemele care sunt între noi, nu ne putem ascunde, avem probleme, iubiții mei, probleme de relație, probleme generaționale, între generații. Dar finalul și această trecere a timpului și raportarea la Hristos, pentru că aici noi n-am venit să ne întâlnim cu frați neapărat, n-am venit să ne întâlnim cu o religie, cu un cult. Noi aici, și când venim în casa lui Dumnezeu, ne întâlnim cu Iisus Hristos, Măreața lui Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu. Observați, noi ne relaționăm la El. Având în vedere toate acestea, ba, dacă dăm pagina în Matei, capitolul 25, este vorba acolo de ziua aceea fatidică, de la final, ziua aceea în care va fi prea târziu să mai schimbăm ceva, ziua în care Hristos va spune, unul a plecat și altul a venit. Observați două categorii de oameni. Gândindu-mă la tot aspectul acesta, la efemeritatea vieții mele, la faptul că nu știu când mă duc, când am venit la dumneavoastră, știți, momentele critice a unui zbor cu avionul este atunci când decolează și când aterizează. Atât de crânge n-a fost aterizarea de la casa. Am zis, Doamne, nu mă lăsă. Am venit să te doream și cum atât, Doamne. Am copii care vreau să-i văd. Nu? Dar am zis, Dumnezeu n-a făcut contract cu nimeni. De sănătate, de succes, de fericire neapărat, de viață lungă, nu? Dumnezeu ne-a promis un singur lucru, cerul. Măriția fi Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și am aterizat cu bine. Și vă rog să vă rugați pentru mine să ajung cu bine în locul casei, la familiei mele. Ei bine, având în vedere lucrurile acestea, de ziua aceea în care va fi prea târziu să mai schimbăm ceva, nu se va mai putea
când fiecare din noi vom sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Nu se va schimba nimic. Având în vedere toate aceste lucruri. Și pasajul acesta care l-am citit. Ar vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre credință adevărată. Titlul l-am putea pune așa. Religie sau credință? Doi exponenți se evidențiază cu preponderență în dimineața aceasta în fața noastră. Două personaje, de fapt, care reprezintă religia și credința. Două personaje în spatele cărora se încolonează de-a lungul secolelor, a veacurilor s-au încolonat. Credincioșii și religioși. Maria și eu. În orice biserică, ortodoxă, catolică, Pentecostal. Maria și Iuda se credină în Dumnezeu. Trist ești tu. Poate ca niciodată n-am înțeles mai bine lucrul acesta ca anul acesta. Au fost alegeri frâne la biserică. Dar spunea Hristos, Pavel spunea, e nevoie și de frământări, nu? Mai ești partide, dar de ce mai sunt? Ca să se vadă cine. Îmi doresc ca biserica aceasta să fie oameni care să fiți încolonați în spatele lui Maria. Amin. Amin. Oameni. Nu? Maria. Aici textul Matei nu ne precizează, dar Ioan, în Ioan 12, Ioan este specific și precizează că femeia aceasta era Maria. Sora lui Lazar și al lui Marta, vedeți, din cercul acesta intim de prieteni al lui Iisus Hristos, oameni în casa cărora Iisus Hristos îi duie de farisei, neînțeles chiar de cei din casa lui. La un moment dat, spune Scriptura că au venit mama și frații lui Iisus Hristos și îi spuneau și a ieșit din minți. Dar Iisus Hristos în această casă a găsit pace, liniște. Aș vrea să mă întreb așa un prim gând. Își găsește Iisus Hristos plăcerea în casă ta, în casă de ei? Oare ce e în casă de noastră? Ce lui? El știe. Când a fost această aterizare dramatică, așa cum s-a... Mi-a trecut prin fața oricor, aminții mele, relația cu operație și mi-a... Așa, cu soția, parcă am relatat fiecare... Mă, copile, duce-mă de aici. Sau, nu, ce cu tine, nu? Suntem atât de duri, de intransigenți cu cei din casă noastră. Și atât de galanți cu străini. Da? Să iasă un ban la loc de muncă. Galanți cu străinele, cu străinii, ne vor... Nu e rău asta, e bine să fim educați. Dar Hristos își găsește plăcerea în casele noastre atunci. Când e armonie și pace. Amin? Amin. Iisus Hristos a găsit întotdeauna o dignă în casa acestor trei frați. Istoria Bisericii spune că acea haină, în Ioan capitolul 19, se spune cum ostaci aceia abrutizați, brutele acelea romane, ostaci aceia, când i-a sensibilizat și pe ei cămașa lui Iisus Hristos. În avea, spune că nicio țesătură era, o cusătură era de sus până jos de sută. Ce frumos! De fapt, este o simbolistică a caracterului, a gândului lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu de sus din cer până la noi jos, la cel mai păcătos. Eu nu vă cunosc în dimineața aceasta aici, dar gândul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este iertare, pace, unitate și viață. Măriți să fie numele Domnului. Ne spune Scriptura că au zis, hai să nu sucim, și-au dat la sos pentru cămașa lui. Istoria Bisericii și tradiția spune că această cămașă a fost un cadou pe care această familie, Maria, Marta și Lazar, au făcut-o lui Iisus Hristos. Dar totuși, din acești trei frați, Maria iese cu preponderență, în evidență, în atitudinea ei, în pasajul acesta care l-am citit, nu? De respect, de dragoste. O raportare așa de frumoasă, de parcă de peste poate, de peste ceea ce putem gândi noi într-un viac materialist, într-un viac în care interesul e pe primul loc, nu? A costat atât de mult și material pe Maria, dar dincolo de lucrurile acestea materiale, raportarea ei la Mântuitorul ei. Și frumos.
De partea cealaltă, din anturajul lui Iisus Hristos, atenție, biserică scumpă, din anturajul lui Iisus Hristos, n-au fost farisei, n-au fost saducei, din anturajul lui Iisus Hristos, din cei 12, 3 ani și jumătate, cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos, a văzut înmulțirea pâinilor, a văzut când Iisus Hristos a înviat pe cei morți, pe tânărul acela, la cele văduve din Ain, a văzut minunile lui Dumnezeu. Din aceștia 12, iese cu marcant în evidență, Iuda. Va domnia lor de lipsă de respect. Platonică, plictisit! O, ia credică. O, îi știa pildele. Sunt convins că ele știa că ea le predica că o să ajungă mai prin fratele dacă și bă, omul e limitat, nu așteptați de la țărână, că țărâna e doar țărână. Cel care dă hrană Dumnezeu, mărească-i se numele. Rugați-vă ca Dumnezeu ori de câte ori vine aici un slujitor al Domnului, ca Dumnezeu să vă vorbească. Domnul. Dar Iuda pare așa că nu e s-a plictisit. Îi cunoștea predicele lui Iisus, pildele, exemple. Și seara, în ziua de astăzi, în dimineața acestei zile, haideți să vedem caracteristicile credinței adevărate. Uitându-ne la aceștia două oameni, care, așa cum am spus, sunt exponenți ai noștri, ne reprezintă pe noi, se perindă în biserici cei doi. Și, în primul rând, iubiții mei, ascultați-mă, prima dovadă a faptului că ai o credință adevărată și că am o credință adevărată, este dovada respectului. Respect, oameni buni. Nu, noi țărim la lucru mare. Vindecă! Eliberare de demon! Predici cu putere! Ce este? Față de păstor. Față de cel care cântă, față de cel care slujește, față de cel care e la balcon acolo ultimul. Dumnezeu să te binecuvânteze, eu sunt ca mai mare, Domnul să te binecuvânteze. Respect, Domnule! Ascultați-vă, cred că nu-i timp mai mare decât să mergi la casa lui Dumnezeu și să asculți predica unui om pe care nu poți să-l respecti. Nu-i timp, ești ca peștele pe uscat, avem noi românii în ținta acasă, ca pe nefrămânse, dar normal, că te zice-o, și unde atunci, mai pui zâmbetul acea fa, îl pui pe obraz de plăt. Apoi ieșit în dinții făcuți mulți din germană, fiind am o cunată care e somatolog, mare, nu mai pot, tăți de ani să spună dinți, românii ne-ați, vei? Dacă ieșit spun și frumos, tărat, dă bine zâmbetul, dar tu te frămânți. Tu să-i pierdut respectul. Tu nu poți primi, ascultă-mă, nu poți primi învățătura unui om dacă nu respecti. Nu poți, nu poți, n-ai cum, nu juca teatru în fața lui Dumnezeu. Pe noi, sau între oameni, putem juca. De fapt, Shakespeare spunea că toți suntem niște actori, unii ca botini, unii mai buni. Toți pe această scenă numită viața jucăm. Dar în fața lui Dumnezeu nu putem juca. El e cu mamă, el nu știe. El știe că ai vorbit cu soția de azi dimineață. El știe ce ai privit azi noapte. El știe felul cum te raportezi la șeful tău. El știe cum vorbești cu copiii tăi. Dacă îi buschezi, dacă îi bazi la el, dacă nu-i mai ai aici la sută. El știe! Respect. Mai spunem și eu, mântându-ți acasă, mai, și nu, în timp ce trebuie, mai văd de unii. Ai treci, dar aici la voi vine că m-a ascultat doi domnul să vină pe de dar acasă cere mă, că eu sunt din azi. Atunci lucruri ezoterice se descoperă în timp ce vreți de frații. Aveți din ăsta e Iuda. Iuda, oameni buni, în timp ce fratele Costor sau un frate care e pus să predice, Iuda are caioci fosforescente la el și Iuda descoperă texte din Scriptura Sfântă. Și Iuda nu poate nici da capul din Biblie să se uite la fratele lui. De ce? Pentru că Iuda că nu respectă. Pentru că Iuda nu are respect. Asta s-a întâmplat, iubiți mei, în primul rând. Între Iuda, Maria și Iisus Hristos. Maria
îl respecta, îl iubea. În Luca, capitolul 10, versetele 41 și 42, spune acolo că a intrat Hristos în casa lor și Maria stătea la picioarele lui Iisus Hristos și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și Maria, Marta, cea care îi slujea, a zis, Doamne, nu-ți pasă singură, nu? Ea cumva nu le respectă pe mine, sau nu știu ce am să spună, vrea să, dar cum face de Iisus Hristos să spune, Marta, Marta, pentru multe lucruri, e frumos, dar Maria și-a ales un singur lucru, contează, așa se vede, un singur lucru. Iisus Hristos. Mărire lui. Mărire să fie. Atâtea lucruri trebuie să facem și noi. Și adică nu e rău. Și școli, și pentru copii, nu, și atâtea lucruri le dorim. Și eu mă recunosc, import, să facă pian, să facă engleză, să facă de toate. Iubiți părinți pentru copiii noștri, singur lucru, contează. Să se plinească Hristos. Amin. Să respecte, să iubească, să vină în casa lui Dumnezeu și să nu mănânce gumă, să vină în casa lui Dumnezeu și să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să vină în casa lui Dumnezeu și să nu butoneze un celular sau știu, să se plictisiți. Și lucrul acesta se poate întâmpla dacă ne rugăm și noi. Și respectăm și noi pe frați, că ei vorbeam aseară, îmi pare rău că n-am scos mai mulți. Nu pentru mine, pentru cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a dat un cuvânt frumos aseară și îmi pare rău. Iubiții mei, frați și surori, că noi îi mingem pe copiii noștri de multe ori să ne iuda. Că noi judecăm pe frați. Că noi nu respectăm frații. Pe cum se respectă pruncii pe frați dacă noi nu respectăm? Nu? Cum? Dumnezeu să nu ne să ne ierte. Să respectăm pe frați. Pentru că, ascultați-mă, s-a săturat Dumnezeu de Pentecostal fără 7 ani de nas. S-a săturat Dumnezeu de Pentecostal.